Uite cum se vedeți. Deci, bună ziua, suntem la barajul Basco, pe data de 3 martie, frig de murim. Ia să vezi. Ah, uite aici, cu obiectiv. Dacă vrei să te vezi la televizor pe site-ul meu, unde intră 80.000, imediat te promovezi. Înțeles cum e treaba? Și încarci filmul, omul se uită și ți-i trebuie bani în cont. S-a făcut 70 de euro la navitare și scoți. Un film de la Caras mi-a așa aproape 3 dolari, un film, da? Dacă prinde la Caras, să dai seama, că pare nu prea am pus accent pe Caras. Dacă lor le place, ideea e să găsești ce le place la oameni, să se uite. Nu ce mi-ar place mie așa. Înțeleg? Și... trei colo. Hai să facem o socoteală. Ori 100 de filme, ori 3 dolari, sunt 300 de dolari, da? Doar la 100 de filme. Dar poți să ne mergi multe care îți plac. Ai înțeles? Nu e frumos sistemul? Cu investiție 50 de euro și o cameră, care aia nu trebuie HD neapărat. Eu am pasta cu HD și filmez în STD, că ăla e mai greu de încărcat. Mai n-are lumea toată tehnologia. Te dau cu un bulldoze cu fundătura, acum cu niște musculițe. Să a avut un atac. Și să vedem cum se prezintă aici la Basco. E foarte fric să și vede. Se vede linia papă că e scufunda, merge până la 1,30 m. E de la Tubertin. Să vă arăt eu montajul. Eu mai luam primăvara. Uite, vezi, nu se duce mai jos asta. De la Tubertin. Ia să le arăt, e și lumina, vreau să vadă. La Tubertini 6,5 grame, 1,3 metri. Deci între ape. Și am pus eu musculițele astea. La astea sunt făcute de mine pentru babușcă. Și de ce nu trage? La astea? Mm-hmm. Păi eu mai am un lot de care o să-l folosesc pe suprafață. Astea sunt făcute... pentru oblete. Pentru oblete și de-aia mai stau acum. Să încep să schimb și montajul, dar astea sunt câteva, pentru babușca și între ape, tip viermișor, știi? Așa, așa. Și acum, momentan, la artificiale se lucrează cu mânuși. Fiindcă e ger, foarte ger, să băgăm mânușile. E iarna în toată regula, mai fric ca iarna asta, n-am. E teoretic primăvară. Țin de cald, astea le-am primit cadou de la cumnata. Lucrează la fabrică și i-a dat niște mânuși de lucrăți. Am avut și unele de neopren. Am lucrat pe la mașină, că nu mai am pompa de benzină bună, că am mers mult pe roșu și nu mai bagă în mare putere deloc. Și trebuie să schimb pompa de benzină. E greșeala mea, zice că trebuie să mergi cu benzină mult. Dar oricum, cred că i s-a dus și garanția, păi are 12 ani. Cred că a schimbat ăștia pompa în 12 ani. A tras, eu când am luat-o după internet, era făcută varză. Radiatorul legat cu sârmă. Bine să cred. Uite, asta nu nici nu... O să o las așa, că nu se duce la fund. Că e garantată 1,30 m. Mie așa mi se întâmplă. Când merg la pescuit, mai mă sună compatrioți. Alo? Ai avut noroc că am mânușile în mâini, că altfel nu răspundeam. Păi în gerul ăsta de aici, frate, vrei să mor? Eu, mă, frate? Păi da, mă, dar eu dau cu buldoz cu fundător și am luat și primul pește. Uite aici, la buldoz cu fundător, în direct. Pe data de 3. Babușcă, fii atent, băi. Babușcă la muscă. Uite-te, mă, babușcă, la muscă. La Basco, unde să fiu? A, nu sunt mă la Drăgășani, stai și la Basco, că am fost cu pompa de benzină, că nu mai merge pompa de benzină. Da, nu mai bagă benzină ca lumea, că ea dacă a mers pe roșu... S-a dus. Păi dar nu mai s-aude nici fâș-fâș, nici nimic. Și ăsta a zis... Păi dar nu mai are putere, bă, adică accelerezi la maxim să mergă așa, ca cu doi cai putere. Da, mă. Eu am zis acum, o mai țin câteva zile pe să fac rost de bani ca să iau o pompă.
1.600.000 de astea, mai medii așa, nu de alea. Nu de alea originale să te ține 8 ani. 2-3 ani, că te ține perfectă. Băi, e bună în 2-3 ani de review și îmi iau o mașină ca lumea. Și îmi iau o mașină ca lumea. A, stai că n-auzeam că sunt cu 7 căciuli în cap. Păi ce ai tu? Băi, Bobby, bă, alpește la muscă scufundată, ești copil? Și e o plete. E, tu faci ca aia de la... Băi, ești de bun? Ca aia de la... Păi uite, bă, cu buldoz scufundător. Dar am un buldo de ștept care nu se duce mai mult de 1,30 m. E super ăsta. E de la Tubertini. E o blete. O blete, o blete ăsta. Deci am un buldo care nu se mai duce. Am și eu unul, dar nu l-am băgat pe piață încă. O să-l bag eu. Să-ți dau ție. Bă, tu știi ce valoare are buldo ăsta care merge doar până la 1,30 m? Mare valoare, că nu-l mai găsești. Nu știu pe unde are asta băgate. Eu am fost la Vulcea de la lor. Promovaia produsului. Și nu prea dădea, că nu prea avea randament. Eu dădeam la ale mele, dar să iau să-l bag. Că joacă pește, uite, a început să sară. O să bag și pălea plutitoare. Cam pălea plutitoare de... Pe suprafață să bag la oblete. Da, bă, și... Păi o să le fac pălelalte. Gangul 2, că... Azi pe la prânz mă luase somnul. Păi parcă mi-ai dat 3 punguliste de-alea. Și una e făcută. Și mai... Hai, mă, că ți le fac toate și gata. Ce să mai ne... Bără, cărincă, oricum mai... Azi fusei la electrician, mă, că nu-mi place cum... De... Deci nu mai punea, făcea hâr. Și... Și electricianul mi-a zis, dă-i o dată cu cheie, las-o, bagă iar contactul, las-o de 2 ori și a 3-a oară să-i dau. După aceea să-i dau la automat, da. După ce pun contactul de 2-3. Da. E normal. Da, când mergi pe roșu, ea trage murdării după fundul rezervorului, nu? Apă. Băi, e posibil, tu și că la injectoare nu m-am uitat deloc, dar cum îți dai seama la alea? A, să curăță injectoarele? Marci, mă, dar ce? Bă, dar am avut alt atac, bă, swap. S-ar mai curăța, a, injectoarele alea. Ce, bă, iau și injectoare ca lumea? Atunci le curăț. Iau... Mă, poate nu e, poate o fi doar de-n pompă. Păi da, mă, dar nu știu, eu tot jaf, iau nouă măcar. Păi nu m-a zis că tot de uzină e făcută, dar să țină 3 ani. Le știe Victor că nu m-a făcut. Așa mi-a zis, sunt 3 calități, una la 900.000. Una la 1.600.800 care e mai calitativă, ai garanție. Și alta de firmă, una la 3-4 milioane. Păi e ceva, da? Și după aia să îmi fac un obicei bun să nu mai merg pe roșu. Da. Să nu mai merg pe roșu. Dacă merg pe roșu, o dau în bar. Plus că trage apă. La Drăgășani? Bă, am mers treaba la Drăgășani, bă. Am luat 4 kg de șalău și unul de amestecătură. Caraz, babușcă mare, biban. 5 kg cu tot. Dar mai stat cu oia, fă-le linii, încearcă pe acolo, pe acolo.
Unul la peștișor cred că a luat 10 kg. 10 kg lângă mine și am mai prins doi niște locuri bune sub pod de la l-a făcut varză. Dar acum trebuie să fac rost, fii atent, trebuie să fac rost un card de memorie și să stau două zile. Dacă nu stau o zi, două zile, eu mă duc și stau două zile. Că vreau să fac niște filme în adevăratul sens al cuvântului, când și la amiază și la alea, cum mănâncă. Adică nu numai seara, 2-3 minute să vadă omul ce trebuie. Și trebuie să fac un rost de card de memorie, că și la cardul de memorie am dat-o în bară. Am luat două făcături de alea compatibile și sunt varză. Nu mai mergea funcția de fotografiere de asta. Îți dai seama, se întrerupea, făcea, trebuie să le iau originale. Da. Și acum, mamă, ce-a dat ăsta în ea, dar i-am lăsat-o mai jos așa. Bă, Bobi, tu și cum i-ați confundat, mă? Bă, ce mi-a tras, mă, oblete, bă. Uite, mă. Da, dar la ce vine, că la muscă nu știi ce să bagă. Dar zic cu dedicație pentru Bobi, fratele Bobi, uite. Să vadă musca, uite musca. Păi, dar cine te are negă? N-a zis nimeni nimica. Să se mai ține, pune ție pat așa, că tu ești mai tânăr. Păi da, mă, da. Dar dacă ăsta e planul Domnului... Acum nici nu mă gândeam că eu o să stau aici și să fac filme la Bascu. Pompa de benzină, zic, banii undeva trebuie să-i duc la pompă, da, mă, nu vezi ce... cum evoluează treburile pe planeta Pământ. Când zice așa că vine primăvara, iarnă curată, dacă n-aveam mânușile astea mâine? Da, m-am auzit. Păi și cum îi protejează, adică? Așa, păi ce bază? Păi dar pe ce bază? Ce-i atacat cineva? A? Hai, mă! Hai! Dar am înțeles că n-au insigne, vezi ce bandiți? Lucrează cu înșelătorie, adică nu vede că e rus, că e american, că e. Da. 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 Să nu bagi. Da. Da. Și am înțeles că n-avea voie să bage nici trupe. Și și-a încălcat cuvântul lor. Și acum gândesc ca hoții, nu mai gândesc ca aia cu înțelepciune. Păi și cine se războiește? Cum are loc treaba? Hai să zicem, ăia dezarmează pe aia, să bate ăia, că parcă...
Da. Așa. Aha. Aha, la mișto așa. Adică cu un interes. Și de-aia s-au supărat aia, mă. Păi n-a vrut că era omul ăla. Păi n-avea cum să vrea că îi făcea jocul ăia. Să-și facă jocul. Să tragă. Păi da, am văzut că trăgea cu pușca lunetă în ei, bă, ca în popice, ce ai. Da. Păi pun criminali? Păi rușii și cu aia sunt criminali. Rușii cu aia sunt criminali de primă clasă. Păi și dacă nu mai suge, să nu mai sugă. Să pune mâna pe sapă să muncească. Da, la... Dar e normal. Da. Păi și să se aducă ce e tău. Da. Bine, papa, mai bine. Mersi, papa. Să se aducă peste ei și să facă război. Ia uite-l, bă, frate. La ce a făcut armele alea? Să se împlinească ce zice la Scriptură. Că va fi un necaz așa de mare. Că dacă n-ar scurta Dumnezeu zilele de necaz, nimeni n-ar scăpa. Să se bată odată, să dea niște bombe nucleare, să dea niște atomice, să... Vedem și noi ceva, mișcare pe pământul ăsta. Vorba lui nevasta, să termine odată cu bâlciul ăsta. Bă, fugi de acolo, mă. Dacă li s-a luat de viață, și nu mai vrea. Cu nu mai vrea ăsta. Ia să trebuie, mă, mai încerc, că după aia le pun pe cele pe suprafață să văd. Mai zbura pe scărușul pe aici. Trag mai ușor el așa să vedem ce se petrece. Să mai coboare ele. Ai făcut mai fel armată tu? Hai? Am făcut, da. Ai făcut armată? De treaba fiul, de fiul.
Eu? Păi nu mai am voie să-mi pușc, aia e treaba. Nu am voie, nu mai mă prezint. Nu mai mă prezint. Ei, da, îi spui. Eu încerc să le povestesc de extraterestri, de... Auzi, eu le povestesc de extraterestri, de alte ele. Când o auzi ăia, ce... Bă, e posibil să ne vă puși pe voi, că eu nu mă ajută, mi s-a spălat creierul. Înțelegeți voi? Că ei oricum nu înțelege, înțeleg? Zic, civilizațiile extraterestre se uită la voi și voi vă stați de război acum. Poate reușesc să-i conving, înțeleg? Adică să convingi pe dracu să facă bine. Adică să convingi un mărăcine să facă mere. Întunericul de, n-ai ce să faci. Întunericul oamenilor pe pământ. Dracu-i pune și dracu-i războiește și dracu-i omoară. Și ei se bag ca proști. Și uite că sunt muritori. O mână de țărână. Dacă nu respectă cuvântul, auzi, ăla semnă și încălcă cuvântul. E corect așa? Dar ei așa au lucrat de la început, nu? Că... cu măgării. Toată lumea e sub controlul lui diavolul. Ce vrei să aștepți? Pace? Fericire? Păi i-a făcut mari, s-a acuză bar ca nebunii, ca orbi. Păi aia e, ce? Da, și cu Belzebut. Dracu și cu Belzebut se bat. Asta e, frate. Asta e afacerea lor, n-ai ce zic. Dacă așa gândesc ei, să intervină biserica atunci. Te atacuri, dar nu știu de ce. Păi stați cu fundătorul.
Că n-aveam unușurile astea, mă dădeam un bar. Te-ai încălzit că lucrezi. A, e ceva la cazan? Filmam și noi ceva? Ai luat? Păi nu, la matan, zice. Eu mă duc cu mai bine luai pe partea asta, mă. Mai bine luai pe aici. Mă duc cu alea, mai. Vă că joacă, s-ar putea să urce deasupra după gâze, să-i schimb linie. Deci sunt mai multe cerculețe. Ia să vedem. Dau o dată și după. Ia să lucrez eu cu vârful sus. Eu oricum coboară vârful. Să-l întind ușor așa. E mai ușor, face burtă. Ține tensiune, să preia deasupra. Ușurel merge în lateral. Am dat departe în curs. Să coboare. Mai dau o dată cu lea. Parcă se mai lumină o leacă, a? Parcă se mai lumină o leacă. Să mă bag și acolo după canalul. Repede așa. Să probez puțin scufă. Da, nu, da. Uite, s-a mai urcat nori mai. A venit mai lumină. Adică înainte să le bag la suprafață, zisese, fac o probă pe acolo. Să fac o probă pe aici. Ilica, am fost la Drăgășeni.
Uite, bă, ce-o făcut pe aici, băi, băi.